7 pompieri au depus jurământul de credință față de țară ieri la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți. Momentul unic în cariera fiecărui militar s-a desfășurat în cadrul unui ceremonial restrâns impus de contextul epidemiologic actual. Prin depunerea jurământului militar, tinerii și-au luat angajamentul că vor apăra țara, vor respecta legislația și regulamentele militare. Noi colegi au fost încadrați ca urmare a selecției organizate de inspectoratul nostru din sursă externă pe perioadă determinată în contextul pandemiei generate de nou coronavirus. Aceștia își vor desfășura activitatea în cadrul detașamentelor Orșova și Drobeta Turnu Severin, dar și la sediul inspectoratului. Colectivul pompierilor mehedințeni le urează succes în îndeplinirea misiunilor încredințate noilor camarazi.